Astăzi, copii, o să vă vorbesc despre marii domnitori ai țării noastre. Țara noastră a fost locuită din cele mai vechi timpuri. Oamenii de știință care se ocupă cu studiul materialelor vechi descoperite prin săpături în pământ dovedesc că aici au trăit oameni cu mii de ani în urmă. Pe pământul țării noastre s-au găsit unelte din piatră sau os, din bronz sau fier și ruinele vechilor cetăți, adică ce a rămas dintr-o construcție veche. Istoria oricărui popor, adică povestea lui, începe cu strămoșii din care coboară. Strămoșii poporului nostru au fost dacii și romani. Dacii au trăit pe pământul patriei noastre acum 2000 de ani. În acele vremuri, țara se numea Dacia. Era mult mai mare decât astăzi și era vestită prin bogăția și frumusețea pământului, dar mai ales prin hârnicia și vitejia locuitorilor. Dacia începe să fie dorită de cel mai mare imperiu vechi al Antichității, adică de Imperiul Roman. Cel mai viteaz și mai înțelept rege al Dacilor a fost Decebal. Încă de pe când era băiețaș, era curajos, drept, cinstit și milos cu cei în suferință. El a construit în Dacia cetăți multe pentru a apărea, apăra pământul și locuitorii. La început au biruit daci în câteva războaie, dar până la urmă armata romană condusă de împăratul Traian în anul 106 a atacat cetatea de la Sarmisegetusa din toate părțile, i-au dat foc și așa au cucerit-o și astăzi se pot vedea ruinele acestei mari cetăți. Un alt domnitor al țării românești a fost Mircea cel Bătrân, care a domnit pe la anii 1400. În timpul domniei sale, țara românească a ajuns la cea mai mare întindere din istoria sa. Lui îi se mai spunea și Mircea cel Mare, datorită priceperii sale în orânduirea și conducerea țării. Ostașii sub conducerea sa au dus multe războaie cu turcii pe care i-au învins. Și astăzi se poate vizita turnul Chindiei din Târgoviște, care pe vremea aceea a fost capitala țării românești. Alt mare conducător este Vlad Țepeș, căruia îi se mai spunea și Dracula. A fost unul din ur dintre urmașii lui Micea cel Bătrân în țara românească și a rămas în memoria poporului ca un, un domn drept care pedepsea crud neregulile și mincinoșii prin treagere în țeapă. Ștefan cel Mare a fost domnitorul Moldovei, pe la anii 1457, urcând pe tron sprijinit de Vlad Țepeș. El s-a îngrijit de bunăstarea țării, organizează armata și a întărit cetățile. Dorința lui era ca Moldova să nu mai plătească tribut, adică în fiecare an trebuia să dea mult aur turcilor. Ștefan cel Mare, de-a lungul domniei sale, a purtat 40 de războaie, din care aproape întotdeauna a fost câștigător. A lupta cu ungurii, cu polonezii, cu tătarii și cu turcii. După fiecare război, el a construit o biserică, de aceea în Moldova sunt foarte multe și astăzi. În țara românească, tot prin anii aceia, a domnit Mihai Viteazul și a fost domnitorul țării românești. El avea o înfățișare frumoasă, era hotărât și războinic. A fost primul domn care a reușit unirea celor trei țări române, adică Moldova, țara românească și Transilvania. O luptă importantă s-a dat la Călugăreni, unde turcii au fost atrași într-un într ținut mlăștinos pe malul râului Neșlov și au fost înfrânți. Țara noastră a câștigat astfel independența, adică nu mai veneau turcii peste noi. În toamna anului 1599, Mihai a trecut munții și a înfrânt pe principiile Transilvaniei la Șelimbăr și își face intrare triumfătoare în cetatea Alba Iulia. În 1600, alungă de pe tronul Moldovei pe Ieremia Movilă și a înfăptuit astfel prima unire a românilor. Unirea care nu a durat prea mult pentru că domnitorul a fost trădat și ucis, mișelește, de boieri pe câmpia turzii. Al mare conducător în Transilvania este Iancul de Hunedoara. El a fost numit voievod al Transilvaniei. În timpul domniei sale a construit Castelul Huniazilor pe o stâncă și el este compus din multe sări, turnuri și bastioane și a fost monu declarat monument istoric și se poate vizita și astăzi la Hunedoara. Constantin Brâncoveanu a condus Țara Românească în 1688. Fiind un bun diplomat, a păstrat țara independentă și a avut legătura, legături apropiate cu Imperiul Habsburgic. El a fost un mare iubitor de cultură și un bun cărturar, adică citea foarte mult și scria cărți istorice. Alt mare conducător și mare iubitor de țară a fost Alexandru Ioan Cuza, care era militar de meserie. A luptat alături de boierii patrioți pentru unirea Moldovei cu țara românească. La 5 ianuarie 1859 a devenit domn al Moldovei, ales de popor, și la 24 ianuarie în același an a fost ales domnitor și în țara românească și astfel Moldova s-a unit cu țara românească și a devenit o țară mai mare cu capitala la București. În timpul domniei lui Cuza, tricolorul a devenit steagul României și pe steagul României erau reprezentate zimbrul și vulturul. El a făcut o mare reformă agrară, adică a dat țăranilor pământ pe care l-a luat de la boieri și din averile mănăstirești. A mai făcut și reforma învățământului, adică a aprobat legea ca învățământul primar, adică clasele 1-4, să fie obligatorii și gratuite. Și a înființat două mari universități, una la Iași și una la București. Regele Mihai a devenit pentru prima oară rege al României în 1927 după moartea bunicului său Ferdinand întrucât tatăl său renunțase la tron și rămăsese în străinătate. Deoarece Mihai avea doar șase ani, când a devenit rege și nu putea conduce țara, guvernau alte persoane numele său, Principele Nicolae, Patriarhul Miron și Gheorghe Buzdugan, care era președintele în altei curți de casație. De-a lungul, de lungul timpului, provinciile românești, numite de istorici țările române, au avut în fruntea lor conducători pricepuți, cunoscători în alta de a purta război, modele în adevăratul sens al cuvântului. Aceștia au pus interesul țării înainte de propriul interes, lucrul care se vede și din faptele lor. Dragi copii, am prezentat câțiva dintre marii domnitori ai românilor din toate regiunile istorice. Faptele lor au rămas în cărțile de istorie, și vorbesc de la sine despre modele de corectitudine, de iubire de țară și de respect față de simboluri. Sper că v-a plăcut scurta mea poveste de istorie pe înțelesul vostru. La revedere, copii!